Nu sunt de neglijat aici colecțiile Robert Lehman și sălile de arme. Colecția Robert Lehman reunește picturi, arte decorative, pictură italiană din perioada 1300-1500. Semnează Petrus Christus, portretul unui cartusian, Francisco de Goya, contesa de Altamira și fata sa, Maria Augustina, El Greco cu Iisus cărând crucea, miracolul lui Iisus cu redobândirea vederii orbului, un ingres principesa de Brogli, Memling cu Buna Vestire, Botticelli Buna Vestire, Rembrandt cu portretul lui Gerardo Leres, Renoir, două tinere la pian, Corot, Diana și Acteon, Bonnard, înainte de cină, Matisse, chiar Leonardo da Vinci, Rubens, Van Gogh, dar nu cu piese forte ca acelea din muzeele europene. Sălile următoare prezintă arme și armuri europene, islamice din Iran și Anatolia, din Imperiul Turc, de la curtea mogulă indiană și o colecție de armuri japoneze. O paradă de armuri europene din epoca Renașterii închide seria. Arta romană și greacă este prezentă prin excepționale sculpturi aflate în holul dinspre Central Park. Remarc aici Antonio Canova cu David tăind capul Hidrei, nimfă și satir sărbătorind, de Clodion, Adam de Tullio Lombardo și un grup statuar din bronz semnat Rodin, burghezii din Calais. Alături, sculpturi europene, artă decorativă din lemn, mobilă, ceramică, sticlă, metal, bijuterii, ceasuri vechi, tapiserii deosebite. American Wing se distinge prin pictură, sculptură și arte decorative. Întâlnim lucrări de Cole, Copley, Sargent, sticlă Tiffany și obiecte din argint. Arta din Africa, Oceania și America conține sculpturi din lemn din Sahara, sculptură mexicană în piatră, lucrări din Benin, comori precolumbiene, obiecte din aur, argint, cupru și fildeș din mileniu 2 înaintea erei noastre și până în prezent. Costume din secolul al XVI-lea din Europa, Asia, Africa și America fac deliciul câtorva camere alăturate. Arta medievală expune obiecte și comori din secolele 14-16, incluzând sculpturi și tapiserii gotice. Etajele 1, 2 și mezanin expun artă modernă, picturi, sculpturi, desene, arhitectură din 1900 și până azi. Sunt prezenți Batus, Boccioni, Bonnard, Matisse, Picasso. Colecția americană incluzând lucrări de Haidt, Stieglitz, expresioniști abstracți. Etajul 2 expune artă coreană, chineză, japoneză, instrumente muzicale, pictură europeană, artă cipriotă din secolul al XIX-lea, artă islamică, desene și fotografii, artă modernă. Intrarea se face printr-o galerie impresionantă semnată Tiepolo, aflată la finalul scărilor ce urcă la etaj. Două tablouri mari cu triumful lui Marius și bătălia de la Vercelle. Arta din Asia de Sud și Sud-Est este prezentă prin lucrări din Pakistan, Nepal, Tibet, Cambodgia, Indonezia, Thailanda și India, cu sculpturi hindu din piatră reprezentând zei indieni, cu celebrele Mituna
și cupluri de îndrăgostiți în diverse poziții erotice din statul Orissa din secolul al XIII-lea. Arta chineză se dezvăluie prin sculpturi budiste din secolul V până în secolul XV din ceramică, bronz, jad și obiecte din perioada Hang până la Tang, apoi pictură și mobilă din perioada Ming. Arta japoneză este prezentă prin lucrări din mileniul III înaintea erei noastre până în prezent. Pictură, sculptură, ceramică, bronz și textile. Alături sunt instrumente muzicale din toate regiunile lumii, chiar cel mai vechi pian, ori viori rare. Arta coreeană prezintă lucrări începând din anul 557 înaintea erei noastre până în 668, cele mai multe din dinastia Koson, 1392-1910, apoi pictură și sculptură din metal și ceramică. Arta islamică este prezentă prin ceramică, textile, sticlă, metal și miniaturi.